Agenția Națională de Integritate a constatat că Felician Ghiroescu îndeplinea funcția de primar simultan cu cea de consilier local. Începând cu data de 17 octombrie 2016, exercita atribuții de primar interimar simultan cu funcția de consilier local. De asemenea, menționăm faptul că în data de 26 martie 2019, Agenția Națională de Integritate a constatat existența conflictului de interese de natură administrativă în cazul lui Ghiroescu Felician Mihai, viceprimar cu atribuții de primar în cadrul primăriei comunei Oțeleni, județul Iași și consilier local. Se arată în motivația Agenției Naționale de Integritate. Felician Ghiroescu spune că nu înțelege decizia ANI. În continuare, mi pare o aberație, mi-a scris Agenția Națională de Integritate un raport de evaluare făcut pe genunchi, cumva, că nu a fost o incompatibilitate și s-a legiferat acum prin codul administrativ faptul că viceprimarul cu atribuții de primar poate iniția proiecte, poate să voteze, poate să facă toate să-și ducă la independență toate atribuțiile primarului. Dar nici în legea veche pe care mi-au scris raportul de evaluare, nu a fost o interdicție de a iniția proiecte. Nu a fost ceva scris negru pe alb prin care să spună, bă, viceprimarul cu atribuții de primar are voie să facă asta și nu are voie să facă asta. Interesant este că fostul prefect Marian Grigoraș nu a văzut niciun fel de incompatibilitate. În perioada aia am avut și un răspuns de la instituția prefectului, era prefect în perioada aia domnul Marian Grigoraș. Și vă zic, domnule, nu este incompatibilitate, îți faci treaba, poți să și votezi, poți să și inițiezi proiecte în cadrul Consiliului Local. Actualul prefect spune că nu a făcut altceva decât să pună în practică decizia dată de Agenția Națională de Integritate. Prefectul are obligația ca în termen de maxim 6 luni de la momentul în care a fost comunicată decizia ANI să emitem acest ordin de încheiere a mandatului înainte de termen. Legat de viitoarele alegeri pentru funcția de primar al comunei Oțeleni, prefectul Bogdan Cojocaru spune că o decizie va fi luată la nivel de guvern. Legat de când și cum se vor organiza alegeri la Oțeleni, doar printr-o hotărâre de guvern se poate face acest lucru, e decizia guvernului, pentru că sunt convins că nu e doar comuna Oțeleni luată în calcul, sunt și cu siguranță alte localități și din alte județe. Primarul demis din Oțeleni a atacat decizia la instanță. Pe rolul Tribunalului Iași au fost înregistrate 2 dosare deschise de Felician Ghiroescu. Unul dintre dosare prevede anularea actului administrativ privind emiterea ordinului de încetare a mandatului de primar. Primarul din Oțeleni i-a chemat în instanță pe prefectul Bogdan Cojocaru, dar și instituția prefectului. Un alt dosar prevede suspendarea executării actului administrativ legat de ordinul emis de prefect. Și în acest caz, Felician Ghiroescu i-a chemat în instanță pe prefectul Bogdan Cojocaru și instituția prefectului. Dacă magistrații vor suspenda ordinul emis de prefect, Felician Ghiroescu se va putea întoarce în primărie, iar procesul va continua cu judecare pe fond.